În timp ce Europa își relaxează condițiile de carantină după ce numărul cazurilor noi este într-o continuă descreștere, Republica Moldova își bate în fiecare zi recordurile. După ce săptămâna trecută ne-am convins că putem avea mai multe cazuri din cauza ignoranței sau politicilor neclare ale autorităților și am ajuns la aproape 300, iată că astăzi țara noastră înregistrează 406 cazuri noi în 24 de ore și numărul deceselor a crescut până la această oră. Avem 375 de persoane decedate din cauza COVID. Ce stă în spatele acestor cifre și cine are explicații și mai mult cine își poate asuma această politică a statului care iată a făcut sute de morți și înregistrări de sute de cazuri noi în fiecare zi. Cât mai poate rezista sistemul medical? Aflăm în următoarele minute la Publica TV. Ne puteți urmări și pe Publica FM. Discutăm la această oră cu doamna Ala Tocarciuc, expert internațional în sănătate publică. Doamna Tocarciuc, bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, cât de mare a fost surpriza acestei cifre pentru dumneavoastră? Pentru mine surpriza nu a fost foarte mare, pentru că eu am prezis că o să ajungem la 300-400 cazuri pe zi, după ce am vizitat cimitirii, doar că eu mă așteptam să ajungem săptămâna viitoare. Noi am ajuns cu o săptămână mai devreme. Și dacă facem un progres și creștem cu 30%, dacă noi astăzi am crescut cu 30% cam de ieri, în următoare zile, eu prezic că săptămâna viitoare sistemul sanitar va intra în colaps. Și acum, foarte important, nu să ne uităm cine e de vină. E clar că va trebui să vedem cine e de vină, dar e foarte important să ne mobilizăm și să ne gândim cum facem față. Și care sunt următorii pași? Noi nu avem foarte mult timp, pentru că oamenii deja sunt contaminați. Da, săptămâna trecută, când am avut aproape 300 de cazuri noi pe zi. Autoritățile, cât de clare au fost în acțiunile pe care le luau în considerație pentru a tempera din această viteză cu care se răspândește virusul în Republica Moldova? Probabil că pentru o parte din oameni au fost clare, dar pentru altă parte din oameni nu au fost clare sau pur și simplu au fost neglijați. Și pentru asta noi vom plăti tot. Deci este un procent mare sau o rată mare de neglijență în societatea noastră față de politica curentă. Și noi toți suntem într-un fel victime colaterale și noi toți vom plăti pentru asta. Este important să ne mobilizăm acum, să ne consolidăm, să facem un front comun, toți împreună, și politicieni, și oameni simpli, și cei străci, mai zis, toți, trebuie să ne consolidăm, să facem un front comun. Noi ajungem la 10.000 de bolnavi pe săptămână. Da, o cifră pe care Republica Moldova nu și-o poate permite, pentru că încă de săptămâna trecută autoritățile spuneau, cel puțin directorii unor spitale, că mai au număr de paturi pe degete numărate în instituțiile medicale. Mă întreb cum au reacționat medicii astăzi când au văzut această cifră. Din comunicarea mea cu medicii știu că medicii sunt foarte pe faptul că ei sunt expuși pe prima linie, lucrează în costume de protecție, pe căldura care este, nu li se permite să includă aer condiționat, deci ei activează în niște condiții foarte, foarte complicate, pe de o parte. Pe de altă parte, văd în societate neglijența care este, oamenii fără măști, aglomerări de oameni, deci foarte multe încălcări de reguli, de igienă simplă și desigur că medicii nu se simt bine în această situație. Da, ce ar trebui să întreprindă acum Ministerul Sănătății pentru a veni cu un răspuns prompt la această tendință? Eu aș spune pe toate canalele de comunicare mesajul că virusul este adevărat. Virusul există. El este invizibil, dar el este în jurul nostru. Deci, obligația fiecărui om este să-și asigure protecția individuală a lui. Fiecare om matur trebuie să... Adică fiecare suntem astăzi pe cont propriu. Nu trebuie să mai așteptăm ca președinția, guvernul, Ministerul Sănătății, Agenției Naționale de Sănătate Publică să intervină.
Exact. În primul rând, noi și până acum am fost pe cont propriu. Deci e foarte important să înțelegem că fiecare este responsabil pentru sănătatea lui și să fie capabil să asume această responsabilitate. Inclusiv, mamele trebuie să asume responsabilitate pentru copii. Și pentru oamenii în vârstă, noi toți împreună suntem responsabili, că ei nu tot timpul au mers, nu tot timpul privesc televizorul, nu tot văd, nu tot aud. Deci noi ar trebui să avem grijă de comunitatea din jurul nostru, care este mai mult expus pericolului. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Tocarciuc, pentru această analiză la cald. Vă amintesc că acum câteva minute autoritățile au anunțat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 406 cazuri noi de COVID, o cifră record în creștere cu 30% în comparație cu ziua de miercuri. Am încercat să luăm legătura cu mai multe autorități, inclusiv cu Ministerul Sănătății, cu cei de la Agenția Națională de Sănătate Publică și cu reprezentanții premierului, dar din păcate fie că nu au vrut să se expună pe marginea acestei probleme, fie că nu au răspuns la telefoane. Discutăm acum cu doamna Ruxanda Glavan, membra Comisiei Parlamentare pentru Sănătate și fostă ministra Sănătății. Doamnă Glavan, bună ziua! Bună ziua! Cât de pregătite au fost autoritățile pentru această cifră, 406 cazuri noi de COVID? Eu cred că la această întrebare trebuie să ne răspundă autoritățile care până acum au mimat procesul de gestionarea crizei, ne-au manipulat cu testări mici și cu rezultate mici în perioada martie-aprilie-mai, să-și asume acum integral responsabilitatea pentru dezastrul care, iată, începe să apară și cu siguranță în următoarele zile vom trăi dezamăgirea și panica unor cifre și mai mari. Regret că s-a ajuns în situația în care, după ce două luni economia a fost puse pe brânci și oamenii au fost ținuți acasă, au fost intoxicați cu mesaje contradictorii. Cineva spunea stați acasă, altcineva se plimba prin țară. Erau mesaje contradictorii cu referință la purtatul măștilor. Iată acum, după ce s-au ridicat primele restricții, de fapt vedem că oamenii nu au fost pregătiți, nu au înțeles corect mesajul, iar cei mai vulnerabili nu au acces economic la măsurile de protecție, respectiv ei ies din casă neprotejat și iată, acesta este unul din rezultatele gestionării proaste. Cel mai trist și mai dureros este că vorbesc de dimineață cu medici, îmi spun că spitalele sunt arhipline, ei sunt la limita extenuării, mulți din ei încep să-mi spună că li se termină și stocurile de medicamente specifice antivirale, așa atunci ne punem cu toții întrebarea. Cât mai tolerăm un asemenea dezastru care ne costă vieți și sănătatea oamenilor. De ce ascund acest lucru autoritățile? Faptul că nu mai avem locuri în spitale sau suntem la limita numărului liber de paturi din spitale, medicamentele sunt pe epuizate, medicii sunt deja la marginea puterilor în lupta cu noul coronavirus. Eu nu am nicio explicație pentru modul în care au luat deciziile absolut netransparent și continuă să facă din tot ceea ce se întâmplă un mare secret în condițiile în care toată lumea are cunoștințe, prieteni în lumea medicală și știe din prima sursă exact ceea ce se întâmplă. Acum cel mai important este guvernul să găsească de urgență resurse pentru a le oferi echipamente de calitate de protecție tuturor medicilor, dar și persoanelor vulnerabile, cum ar fi bătrânii care oricum ies din casă, și să intensifice în măsura în care este posibil propagarea mesajului că pandemia nu a plecat nicăieri odată cu ridicarea situației excepționale. Dacă autoritățile ar fi fost mai sincere cu cetățenii și ar fi spus avem o problemă, ni se trage de la ea mai multe probleme din spitale, medici, medicamente, măsuri de protecție. Oamenii ar fi înțeles mai bine acest pericol. Să știți, domnule Logaru, că la început, atunci când practic nu exista transmitere comunitară și a fost izolată toată țara, a fost făcut un pas bun. Dacă atunci s-ar fi intervenit corect cu asigurarea ratei adecvată a tuturor echipamentelor și ar fi continuat cu testări masive, noi nu am fi ajuns la ceea ce am ajuns.
Și atunci vă reamintesc că oamenii erau disponibili, agenții economici, ONG-uri, toată lumea era disponibilă să înțeleagă că există lipsuri și vroia să intervină cu ajutor. Acum probabil vom ajunge în aceeași situație, dar e mult mai grav când vorbim despre 400-500 de cazuri pe zi, medici epuizați, spitale arhipline, și atunci e rost de acțiuni imediate, de a remedia situația și de a pune profesioniștii să gestioneze situația care, din păcate, a degradat. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Glavan, pentru această analiză a situației în care s-a pomenit Republica Moldova. Vă spun că astăzi au fost înregistrate 406 cazuri noi de COVID, o cifră record cu mai mult de 30% în comparație cu ziua precedentă, când au fost înregistrate aproape 300 de cazuri. Ca să înțelegem mai bine evoluția virusului și felul cum acționează acesta, discutăm acum cu domnul profesor Victor Pântea, profesor la Catedra de Boli Infecțioase a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițeanu. Domnule Pântea, bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, la ce ar trebui să ne așteptăm după această cifră record pe care a înregistrat-o Republica Moldova? Iar așa de așteptat, fiindcă de la început nu a fost gestionat corect această pandemie în Republica Moldova. Eu am spus că și cu altă ocazie la alte televiziuni că Ce trebuia de făcut? Trebuia de testat, de, dacă testez mai mult, izolez, dacă l-a izolat, îl poți trata. Nu s-a făcut treaba asta și nu s-a făcut, avem ce avem. Și dacă avem așa mult, este și responsabilitatea a tuturor din noi. Eu am mai spus și o altă ocazie, mulți cetățeni de-a noștri nu cred în chestia asta și lor nu li s-au lămurit ei, nu știu ce înseamnă asta, ei nu știu cum li doctori n-au fost 3 luni la copilașul lor. Lucrul ăsta ei nu știu. Și, sigur că, în primul rând, noi suntem responsabili. Dar sunt oameni care trebuiau să răspundă. Eu, de exemplu, nu știu care sunt membrii Comisiei Sanitare Excepționale. N-am avut acolo de profesorul Spânu, de profesorul Presacare, Magdei și alții care au experiență. De vremuri spunea, când eram acolo, spunea că dacă n-avem bătrâni, ne cumpărăm uneva bătrâni ca să ne dea un sfat. E păcat că n-au fost folosite cadrele medicale, profesionale, cu experiență mare în domeniul pandemiilor este. Și probabil și aici cineva să dea un sfat pe câtuși de câtuși și nu ajungem la cifra asta. Pentru mine este îngrozitor această cifră. Dar era și de așteptat lucrul ăsta. Doamna Tocarciuc spunea mai devreme că aștepta cifra aceasta către începutul săptămânii viitoare. Ce să înțelegem aici? Care a fost procesul de infectare a acestor 406 cetățeni? Când s-a produs el, domnule Pântea? El s-a produs acum mai înainte de Paștele Blajenilor, chiar și mai înainte de 15 mai. Perioada maximală de incubație e 14 zile. Dar în deosebire s-a dovedit în lume că undeva e 5 zile. Așa că putem să facem concluzii. Cam de ce doamna Ala a spus că undeva ceva mai târziu. Aici nu e nicio problemă. Cum s-a cost durata perioada de incubație. Încă o dată spun că era de așteptat după cu relaxarea asta, noi nu ne-am dat seama ce înseamnă această infecție. Și avem ceea ce avem. Acum și problema e de ce trebuie să facem. Asta e problema. De acum trenul s-a dus să ne pălmâim unul pe altul, e bine, dar trebuie să facem ca să oprim treaba asta. Pentru că la urma urmei merge vorba de sănătatea poporului care trăiește în Republica asta. Altfel spus, domnule Pântea, înțeleg că infectarea s-a produs în perioada aceea când toată lumea umbla să cumpere diferite obiecte pentru a merge la cimitir. S-a suprapus chiar cu deschiderea piețelor din țară. Chiar corect. Eu undeva la o televiziune am spus, dacă se deschide piața centrală, am zis să nu deschidă restaurantele. Păi, imaginați ce înseamnă piața centrală. Acolo nu se mai respectă nici o regulă, distanță, purtare de măscă, etc., etc. Adică posibilitatea de a te mălăsi, să vedeți dumneavoastră, nu numai la noi, dar și Organizația Mondială a Sănătății nu corect au gestionat chiar de la început. Chiar și mai de unul de un responsabil de la Ministerie, de la Organizația Mondială a Sănătății, spune că da, că formele asimptomatice transmit foarte rău, ceea ce e n-are de plină dreptate. Formele asimptomatice și ești ușurință transmit ca și formele simptomatice virusului.
Deci ar trebui să ne pregătim la o creștere a numărului de infectați, ținând cont că majoritatea bună a chișinăuienilor au preferat în acest weekend să-și viziteze rudele, fie că au mers la cimitir, fie că au rămas la țară undeva. Da, desigur, eu mi-e greu, dar mi se pare că trebuia să ne întoarcem înapoi la măsurile cele de proteste, fiindcă treaba asta de stat acasă e foarte bună. Stai acasă, nu contactezi cu nimeni, dar nu poți să trăți o viață întreagă acasă, fiindcă mai trebuie de mâncat. Președintele Lukashenko a spus că ori murim de COVID, ori murim de foame. Și aici, dar oamenii n-au înțeles la noi lucrul ăsta. E păcat, e păcat mare și se întâmplă la noi. Și noi suntem vinovați toți împreună. Da, dumneavoastră spuneți că s-ar putea să revenim la acea stare excepțională și să mai stăm acasă câteva săptămâni. Pe de altă parte, premierul Ion Chicu a menționat astăzi că nu ne mai putem închide activitățile economice, nu putem lăsa oamenii fără sursă de existență. Ce alegem, domnule Pântea, dumneavoastră în calitate de profesor universitar și bun cunoscător a năravurilor pe care le poate avea un virus atât de inteligent ca cel care provoacă COVID-19? Să alegem ceva medie. Eu singur am fost la unele magazine, dar am văzut că se respectă la magazine, de exemplu, conducător acolo respectă cei ce le-a recomandat Ministerul Sănătății și Guvernanța, în rând, că îndeplinesc în tocmai. Dar oamenii noștri nu îndeplinesc, sunt fără măști. Dacă masca asta el o poartă, cineva a spus că în afară nu trebuie să poartă masca. El o scoate din buzunar și când intră în magazin, o așează, băi, ce fel de mască mai este asta purtată nu știu unde. Masca trebuie să se protejeze, dar ea de acum cu mâinile murdare, infectate, nu mai protejează ea. Adică eu încă o dată spun, suntem noi majoritatea vinovăți. Deci sfatul dumneavoastră pe finalul acestei intervenții, care ar fi? Sfatul meu ar fi așa să luăm măsuri, cum a spus premierul, dar măsuri așa, vreau zic, ca și economia să nu se piardă, dar și numărul de cazuri să fie mai puțin. Și ne trebuie să protejăm ca răspândirea infecției să o minimalizăm, că de acum nu mai oprim, dar cât uși să o minimalizăm. Vă mulțumesc. La urmă, să luăm exemplu de la țările cele care au aceeași Coreea de Sud, țările din Baltica, Noua Zeelandă, niciun caz acum nu au. Adică acolo suntem. Ce au făcut ei? De ce atunci numai atâtea cazuri? Sunt cazuri că au fost numai 700 de cazuri cu locuitori de 20 de milioane. Vietnamul. Foarte, ce au făcut în Vietnam că numai câteva sute de cazuri și niciun caz letal. Adică să vedem experiența acestor țări. Da, probabil că e o cale lungă până la inteligența acestor oameni care au reușit să facă față pandemiei cu un număr atât de mic de cazuri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Pântea, pentru aceste explicații și mergem mai departe. Discutăm acum cu medicul Mihai Stratulat, o autoritate pentru foarte mulți pacienți în Republica Moldova. Domnule Stratulat, bună seara! Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, la ce ar mai trebui să ne așteptăm după ce în fiecare zi batem recordurile negative? Deci ce trebuie să ne așteptăm la o supraaglomerare a spitalilor care le avem noi acum în Republica Moldova și mai cu seama secțiilor de terapie intensivă, care nu le avem așa de multe, da? Deci nu sunt câteva spitale doar, să ne așteptăm că ele o să fie aglomerate. Și asta o să agraveze lucrurile care sunt în... Deci noi o să mergem pe calea care a avut-o Italia. Deci ar trebui să călcăm altă sus pe aceeași greblă. Locuri o să fie puține. Doctorii care sunt deja epuizați o să fie și mai epuizați. Da. Atunci... Discutați cu colegii dumneavoastră. Care este starea lor de spirit? Mă refer la cei care lucrează în secțiile de terapie intensivă. Deși majoritatea din ei sunt epuizați. Și acum vin căldurile și vă dați seama, pe lângă faptul că sunt epuizați moral, deși sunt în lupta asta deja de mai bine de 2 luni, acum o să vină și surme, care deja e surmenaj, dar o să fie și mai accentuat pentru că sunt călduri, ei sunt în costumele astea de protecție, cu 2 perechi de măști, pentru că foarte multe comentarii am citit pe rețele de socializare când lumea spune că este greu acum, că căldurile astea să porți masca.
Și atunci eu ca argument din zic, ok, pentru de asta este greu, dar mă închipuiți că medicii poartă câte două măști. Da, două măști, o pereche de ochelari și viziera care o pun. Și acum mai este și condiția să nu includă aparate de aer condiționat pentru că nu produc răspândirea virusului. Și vă dați seama cât este de greu să lucrezi într-o astfel de secție. Toate lucrurile astea ar trebui să fie cunoscute de cei care ignoră normele sanitare și fie că poartă masca aiurea, fie că în general nu poartă. Problema, știți care, lumea după două luni cât a stat în carantină, da, când am fost starea de urgență, după aceste două luni s-au relaxat măsurile. În toată perioada asta, de două luni, nouă ni se spunea la televizor, de către autorități, situația este foarte bună. Noi ne discutăm foarte bine, situația în Republica Moldova este mai bună decât în oricare altă țară din lume. Și atunci, lumea când a ieșit, când s-a făcut relaxarea aceasta a stării de urgență, lumea chiar s-a relaxat. Deci au văzut și exemple, am avut cine purta mască, cine nu purta mască din autorități. Și atunci lumea cumva s-a relaxat prea tare. Să vedem acum, următoarele etape au fost deschiderea piețelor în care pe cât de tare n-ai încercat să controlezi acest proces de să nu se răspândească virusul, este cam imposibil. Da, tu verifici temperatura la intrare în piață, tu vezi că persoana poartă o mască, dar tu nu mai știi ce face cu masca asta și am văzut, chiar și la televizor, am văzut că lumea scoate masca, ori o poartă sub nas, ori o poartă sub barbă. Asta se întâmplă tot din relaxarea asta în supermarketuri. Avem aceeași situație în transportul public, care deja este, dacă inițial cumva să monitoriza ca numărul de pasageri într-un transport să nu fie așa de mult. Acum nu se mai monitorizează de către nimeni și vedem că poate toate aceste transporturi publice sunt aglomerate. Da, există riscul să fie nevoie de impus încă o dată regim de carantină în țară care să ne țină pe toți acasă pentru a reduce numărul de cazuri noi? Nu, eu cred că acum, la moment, noi ar trebui bine, o să vedem ce o să urmeze și la câte cazuri o să ajungă, dar eu cred că noi o să păstrăm cel puțin săptămâna asta un astfel de număr. Inițial ar trebui să facem regulă în transportul public, ar trebui să facem regulă în piețe, fie le închidem, fie punem o monitorizare mai strictă, la fel o monitorizare strictă în supermarketuri, pentru că vedem deja că nu se mai respectă nici în aceste supermarketuri, nu se respectă deloc nici distanța socială, nici purtatul măștii. Iar ulterior, după impunerea acestor restricții, și dacă numărul nu o să scadă, eu cred că nu o să avem altceva decât să iarăși ne întoarcem în carantină. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mihai Stratulat, pentru aceste explicații pe marginea situației pe care o înregistrează Republica Moldova. Astăzi avem 406 cazuri noi de COVID confirmate de către Ministerul Sănătății. Este o cifră record pentru țara noastră, asta după ce ieri ne-am speriat cu toții de cele aproape 300 de cazuri noi. Iată că există loc și pentru mai rău. Din păcate, fiecare suntem pe cont propriu, iar autoritățile încearcă să găsească soluții, chiar dacă nu prea înțeleg încotro să o ia. În câteva minute știrile, rămâneți alături de Publica TV și Publica FM.